Bun găsit! Eu sunt Eli și vă propun să vă transformați în detectivi ai cuvintelor incorecte. Puteți să vă imaginați că vă transformați în acest personaj sau chiar puteți intra în rol folosind o pelerină, o șapcă de detectiv, o lupă, o pereche de ochelari. Sunteți gata să intrați în misiune? Ce aveți de făcut? Ascultați fiecare enunț în care s-a strecurat forma incorrectă a unui cuvânt. După fiecare enunț ascultat, opriți filmulețul și scrieți pe caiet cuvântul incorrect, dar și varianta corectă a enunțului. Spor la adunat indicii. Colegul meu de bancă este harnică. Oprește acest video și rezolvă exercițiul. Să ne verificăm. În enunțul colegul meu de bancă este harnică. Cuvântul nepotrivit este harnică. Așadar, spunem corect, colegul meu de bancă este harnic. 2. Multe mașini trece pe stradă. Să ne verificăm. În enunțul multe mașini trece pe stradă, forma incorrectă este cea a cuvântului trece. Așadar, multe mașini trec pe stradă. Vrăbiuța vesele ciripește la geam. În enunțul vrăbiuța vesele ciripește la geam, cuvântul nepotrivit este, bineînțeles, vesele. Spunem corect, vrăbiuța veselă ciripește la geam. Tema lui Ana este completă. În enunțul tema lui Ana este completă, ați descoperit desigur forma incorrectă a cuvântului Ana. Spunem corect, tema Anei este completă. Pe noi ne-a fermecat cântecele auzite. În enunțul pe noi ne-a fermecat cântecele auzite, cuvântul incorrect este, bineînțeles, nea. Așadar, spunem pe noi ne-au fermecat cântecele auzite. Au fost selectați toți băieți sportivi. Să ne verificăm. Au fost selectați toți băieții sportivi. Corect este. Au fost selectați toți băieții sportivi. Forma incorrectă este băieți. Băieții l-au felicitat pe fete. În enunțul băieții l-au felicitat pe fete, cuvântul incorrect este l-au. Așadar, corect este băieții le-au felicitat pe fete. Felicitări! Ați ajuns la finalul misiunii. Sunt convinsă că meritați insigna de detectiv al cuvintelor. Pe curând!